是阿武吗？福神格。阿阿耶夫吗？啊，它是 perpendicular， intersecta es pe。Pe a pe bece。Pe bece。Și era punctul, primul punct. Deci a a intersecta pe dece, domnule, pe dâcă. Pe dece. Da, pe dece întâi, din punctul F. Da. Și a unu aia intersectează pe bece în punctul G. A a unu intersectează pe bece. Bece în punctul G. Punctul G. Da. Arătați că BF e perpendiculară pe DG. În concluzie, BF perpendiculară pe DG. DG. Cum BF perpendiculară? Da, când facem figura acum imediat. Sigur, mai vede. Deci începem. Un dreptunghi. Așa, te rog să mă ajuți. Facem un dreptunghi, domnul profesor. Deci, facem repede de unde... Te bat! Bine! Am venit la direct. A, bine! Pe biserea următoare, de casa următoare. Te bat! A, B, C, D. Nu crezi ceva acolo? Așa și îndată o să vedem. Tu că ai un băiat de casa 11. Deci, A, B, C, D este un drept unic. A, unul e perpendicular pe DB. Ducem pe DB. Unul pe DB. Da, pe DB. Da. Așa. Și ducem. Și pe BC. A, facem perpendiculara pe DB. Exact. Deci mai întâi, ce înseamnă perpendiculara din A? Cu echierul, să formeze unghiul de 90 de grade, cu drumul cel mai scurt. Deci A, perpendiculara din A pe DB. Notez aici piciorul perpendicular. Piciorul, așa se numește, piciorul perpendicular pusă din A pe DB, o notăm cu A1. Da, și acolo le cheltuiesc. Și acum A1 asta, da, prelungită, taie pe cine taie? Pe DC? Da, în F. Ăsta e F. A, ăla e F, am înțeles. Da. Și pe BC? Și pe BC, iată că mai bine să întâmplă să o taie pe perete. Aole! Sunt acum nevoie să nu... Știi că să mai faci desfac. Da. Eu am reușit să fac. Da. Desenul. Desenul. Atunci, hai să-l urmărim tot și desenul de pe tablă, știi de ce? Du-le acum în față. Du-l un pic mai în față, că acum înțeles problema. Ce este DC? Noi ar trebui să... Ce trebuie să arătăm? Că... Hai să vedem pe propunerea, să vedem ipoteza încă o dată. Spune tu. Deci ABCD este un dreptunghi. Da. A, eu am notat AA prim. AA prim, da, acela. Perpendicular adusă din A pe DB, da? Da. Tai pe DC în F și pe DBC în, în G. În G. Și trebuie să arătăm că BF e perpendiculară pe DG. Repetăm ipoteza. Adică oarecum să arătăm că unghiul, să zicem aici O, oarecum aici spunem O, unghiul, un triunghiul B, O, G este dreptunghic. B, O, G, B, O, dacă ar fi O, B, punctul. O, dacă ar fi aici O. Punctul, piciorul dus de... De prelungirea lui B, F, acolo, până... Da. Așa, până ar trebui să arătăm că unghiul acela e de 90 de grade, da? Adică triunghiul e dreptunghic. Bun. Păi, da, dacă aici e unghi drept, nu este și aici? Sigur că da. Adică și la vecinul, nu? Da. Că doar sunt suplimentare acolo. Da. Deci, repetăm, Ioana. Deci, ABCD e dreptunghi.
să ținem cont că toate laturile sunt opuse două câte două, ca în paralelogram, congruente, paralele. Așa, diagonale. Toate unghiurile sunt de 90 de grade. Toate unghiurile sunt de 90 de grade. Poate folosim că DC e perpendiculară pe GB. GB, da. DC perpendiculară pe GB. Adică ce ar fi în triunghiul DC, să folosim chestia asta, că DC perpendiculară pe DG. Și am mai făcut încă ceva. Nu degeaba am dus A din A perpendiculară pe BD. Pe BD. Pe BD. Pe BD perpendiculară și am tot prelungit-o. Ce-ar fi G A1? Uite-te tu la G A1 sau G A prim. G A1 sau G A prim. Cum este G A1 pe DB? G A1 pe DB. G A1 pe DB. Cum este, Ioana? Zi, este perpendiculară, da. Adică Ioana, fii atentă. În triunghiul GDB, în GDB, zi tu. Ce este DC? În triunghiul GDB este înălțime. Stop, foarte tare. Dar G A1 A prim. În triunghiul care? Tot în același triunghi. Tot înălțime. Da, e intersecția înălțimilor. Cine este intersecția înălțimilor? F. Foarte tare. Și ce șansă, ce trebuia să arătăm noi? Că BF este perpendicular pe DG. Și ce părere ai? Că am reușit. Am reușit? Foarte tare, foarte tare. Că am reușit. F este ortocentru. Da. Foarte tare. Ioana, este extraordinar. Vezi? Tu te gândeai acolo să arăți neapărat, să măsori unghiul acela, să vezi că e din 90 de grade. Dar nu, el a căpătat calitate de înălțime în triunghiul GDB. Da. Deci, ce a fost aici ascuns de autor? Concurența înălțimilor care poartă numele de ortocentru. Două din ele sunt înălțimi din contextul problemei și a treia care trece pe acolo, da, n-are nicio șansă decât să fie și a înălțimii. Da. Da? Foarte, foarte finuță chestia. Acum țin minte și așează șmecherii. Când îți cere să arăți o dreaptă perpendiculară pe alta, în afară de faptul că trebuie să te gândești acolo că e de 90 de grade, dar trebuie să te gândești că dacă, visez acum să zic, dacă aș avea șansă să arat că trece printr-un punct care să fie ortocentru așa și să o surprind ca o înălțime, ar fi perpendicular. A rezolva o problemă de matematică este asemănătoare cu situația unui drumeț, aceea a unui drumeț care mergând pe o arșiță foarte mare, așa o arșiță, gândește vara, pe un teren de acesta arid, no, se oprește la umbra unei salcii, unei rechițe. Și fiind acolo o fântână, scoate o ciutură de apă și spune, dacă aș avea o bucată de șuncă, mi-aș face niște ouă cu șuncă dacă aș avea niște ouă. Și el mușcând doar dintr-un colț de pâine uscat. Am uitat să spun că avea doar un colț de pâine uscat asupra lui. Ce vreau să spun? Vreau să spun că la matematică visăm la șuncă și la ouă. Adică când vrem să arătăm acolo perpendicularitatea aceea, visăm, dacă aș avea șansă să găsesc un triunghi în care să fie și în acel triunghi să am două înălțimi, frumos, foarte tare. Și atunci a treia care mi se cere mie, voi arăta, ele să se intersecteze într-un punct, acela să fie ortocentru, cât de mult visăm. Da. Deci foarte mult. Dar în toată perioada asta, trebuie să ții cont de ipoteză. Am folosit noi faptul că a fost dreptunghi? Da. Unde am folosit? De fapt, nu am folosit. Ba da, DC perpendiculară pe GB. Da. Nu? Da. Am
mai folosit din ipoteză, am folosit undeva că am dus perpendiculara din A pe DB și am prelungit-o până vârful. Lângă. Adică ce a devenit GA1 aici, a devenit și a înălțime. Da. Și F capătă calitatea asta în triunghiul GDB de ortocentru, fiind intersecția a două înălțimi. Una este latura dreptunghiului, de ce? Și cealaltă este perpendicularea care am dus-o noi. Da. Și atunci fă-i ortocentru și gata problema. E fain. Extraordinar de frumos la geometrie. Extraordinar. Rămâi atât de încântat, de, nu, cum să spun, nu strevit de bucurie. Da? De ce matematica e frumoasă? Exact cum spuneau copiii prin comentarii și cu proful online, matematica e dulce ca miere. Da? Și este... Îmi pare rău că și m-am grăbit. Trebuia să las mai ușor problema. Să știi de ce m-am grăbit? Că am pierdut mult timp la problema cealaltă și eu am fost trist acolo. Dar așa a fost trăită problema. Ai văzut? Din fiecare problemă învățăm câte ceva. Și experiența câștigată încercăm să o putem folosi într-o altă problemă. Și acum... Asta e făcut, se redactează acolo, o găsim redactată. Cred că aceeași idee are și autorul, nu poate să aibă alte idei. Da. Și atunci hai să mergem mai departe la o altă problemă. Că vreau să ajung și la întrebările tale cu cartea. Păi tu... aici am... Da? Da. S-a terminat de aici, da? Da? Prof Online, la revedere, Prof Online, tu poți să... Îți vezi de treabă acum. Deci, dragilor, așa trebuie muncit cu Prof Online. Deci, cu foarte multă răbdare, luat filmul, lucrat pe el, întors înapoi o dată, de două ori, până când înțelegem așa cum am încercat noi aici. Te rog să vedem ce întrebare ai tu aici. Am problema asta, 26. Eu sunt aici ca să o citesc și eu. Deci, problema 26. Zice așa. Asta este aici un test, înțeleg eu, nu? Partea a doua. E o temă. Noi avem câte o temă de asta. Asta e tema 2 de la geometrie. Am înțeles. Și avem și teorie. Asta, și asta aveți și voi aia... pentru vacanțe, nu? Da, și după aia exerciții. Probleme. Da. Probleme. Și aici tu vorbești despre o serie de probleme. Da. Care, nu, se află undeva... problema numărul 26, da? Da. Hai să o vedem împreună. Deci, fie paralogramul ABCD... Da. Și unghiul A, cu unghiul A de 45 de grade. Nu, degeaba. Deci, dacă ai un paralogram și unghiul acela e de 45 de grade și celălalt opus tot de 45 de grade, mă gândesc dacă aș duce o înălțime pe acolo, triunghiul acela vine în dreptunghi isoscel, 45 și 45, aha, zic și eu, nu știu ce o fi pe acolo. Bun. Unde DM e perpendicular, unde DM, unde să le duc aici, la 26, ai zis, la 26, mi-a fugit mai, deci la 26. Asta e. Așa. DM e perpendiculară pe AB. Deci DM perpendiculară pe AB. Și M aparține de AB. Și M aparține drepte AB. Piciorul perpendicular, da? M aparține lui AB. Bun. Și BN perpendicular pe DC. BN perpendicular pe BN pe DC. Hai să mă duc pe figura ta. Tu citești problema și eu să vă arăt figura că nu mă apuc acum să scriu. Deci, să dă ABCD, ai zis paralogram. Măsura unghiului a 45 de grade. Bun. Unde ducem DM perpendicular pe AB. Corect. M aparține de AB. Da, M e, e piciorul perpendicular, am înțeles. Și BN supra DC, perpendicular pe DC. BN e perpendicular pe? DC. Pe DC, așa zici în problemă? Da. BN perpendicular pe DC.
acum fac o pauză. D, M, B, N, după cum spui tu ce este. D, M, B, N. E până acum... Deci D, M, B... Pătrat sau dreptunghi. E cel puțin dreptunghi. Da. De ce motiv e drept, cel puțin dreptunghi? Pentru că D, M și cu B, N sunt paralele, nu? Fiind duse perpendiculare, da, pe cele două paralele ale paralelogramului. Deci D, M, B, N este, fără discuții, un dreptunghi în momentul de față. Și ne spune că D, N e 6 cm. D, N este de 6 cm, da. Așa, M, B tot de 6 cm, știm noi acum? Spune că A, B egal cu 2, N, 2, D, N. A, B e de două ori D, D, N. Adică 12 cm, A, B. Bun. Și dacă ar fi așa, de 12 cm, M cum este în momentul de față pe AB? Că noi am spus că de D, M, B, N este ce? D, M, B, N este sigur din ce am vorbit până acum. Dreptunghic. Dreptunghi. Și D, N este cât M, B, nu? Da. Și M, B cât este de mare? M, B? 6 cm. Și dacă toată AB este 12... Deci toată AB este 12 și MB 6, cât înseamnă este? Că AM e tot 6. AM e 6, Ioana. Și NC la fel. Și, deci AM este de 6 și triunghiul AMD, AMD, ce fel de triunghi este AMD? Dreptunghiul isoscel. Și dacă AM e de 6, cât și este? Și DM e tot de 6 și... La fel și aici, în triunghiul BNC. Și BNC, tot 6. Deci tot... e pătrat. DNBM. DNBM este pătrat. Mă spuneam dreptunghi, dacă mai e pătrat. Da. Și ce ne cere problema? Ne-a cerut aria patrulaterului. Care e patrulater? DMBN. DMBN? DN... Da. Da? Și cât este?